concepția unor filozofi antici, eterul era considerat al cincilea element al universului, alături de foc, apă, pământ și aer. Se credea că eterul este substanța din care sunt făcut toate corpurile cerești. Din punct de vedere chimic, eterul e o substanță de trecere dintr-o substanță chimică în alta. E o substanță chimică ipotetică și fizica modernă nu admite existența ei tangibilă. Are proprietăți fizice contradictorii, ar fi în stare să umple tot spațiul și să creeze undele electromagnetice. Eterul e o chestie mega powerful și așa vrem să fie și conceptul și muzica din spate, să te transpună dintr-o stare în alta, dintr-o lume în alta, eterul să fie poarta sau tranziția în care tu poți să fii sau să devii altceva. Eterul să fie o chestie așa de powerful încât să îți umple tot spațiul interior și să creeze în tine niște unde electromagnetice care să le simți în toată profunzimea ființei fizic și psihic și spiritual și tot ce mai există. Eter nu este doar o trupă, nu este doar un band, nu e un proiect oarecare, e un concept. Eter nu vrea doar să scoată piese, doar să scoată albume care să fie auzite, ci fiecare piesă scoasă de Eter trebuie să te facă să simți ceva. Fie bucurie, fie iubire, poate uneori tristețe, poate uneori dramă, uneori tensiune, uneori extaz. Eter vrea să aducă un simț nou muzicii, nu doar auzul, ci și percepția. Asta e Eter.